Dragi prieteni, astăzi mă aflu în orașul Băbeni, în parcul cel mare de aici, de lângă moară. Este și parcul cel nou. Am găsit o cățelușă legată de una din tiribombe de pe aici. Cei care vor mai multe detalii despre locație sau despre altceva să dea comentariu și cei care chiar o doriți, chiar doriți să faceți o faptă bună, să o adoptați și să aveți grijă de ea, veniți chiar voi aici, în parcul cel mare, parcul cel nou, din județul Băbeni, orașul Vâlcea, comuna oraș Vâlcea. Haideți să vă arăt și indicatorul, uitați aici cățelușa. Și să vă arăt indicatorul, țin minte că era un indicator pe aici undeva. Uitați. Cam pe aici. Uitați care cum arată. Uitați cățelușa. Uitați-vă ce ochi frumoși are. Câte sunt de ochi. Uitați-vă cu câtă dragoste se uită la mine și la voi, cei care vedeți acest videoclip. Hai, adoptați-o! Nu puteți lăsa un cățeluș să crească pe stradă. Eu nu o pot lua pentru că i-am deja pe cei trei pe care ați văzut și în celelalte videoclipuri. Tuțuca, Max și Becky. Luați-o dumneavoastră. Are nevoie de un cămin. Nu cred că este deparazitată și cred că ori a fost uitată acolo, ori cineva... Au! Să știți că e foarte jucăușe. Ori cineva a abandonat-o aici, în parc. Nu știu care e povestea ei, dar dacă va sta aici prea mult timp, se poate ca câinii cei mari să-i facă rău și nu-mi doresc asta. Dar dumneavoastră puteți să-i oferiți o viață bună. Așa că adoptați-o, nu mai stați pe gânduri. La revedere!